Hei, salutare, este duminică. Acum încep următorul episod, care abia l-am terminat acum câteva secunde. Astăzi este o zi importantă pentru Iosua, este binecuvântarea când îl ducem prima dată la biserică. O să fie un eveniment fain și după avem masă la un restaurant în Arad. Deci episodul ăsta o să fie cu evenimentul acesta. Sper să vă placă. Să începem! Ce faci, Iosua? Ești pregătit? Ești bucuros? Du-te tu la papion! Ce bucuros ești! Ce bucuros ești! Du-te și pantalonaș! Na! Opa! Șmecheră! Șmecheră! Mai frumosule! Uite ce frumos ești îmbrăcat! Uite-te la tine, măi, cu papionel! Îți place? Îți place, eh? După ce sună te faci? Cu găciul asta zici că e un copil de nela șmecher. Da. Tot timpul plânge în lift. Este tot ce-mi doresc. O, dă-mi tu puterii ce-am de făcut să-mi făptuiesc. Căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Amin. Avem într-adevăr un stăpân atotputernic, vrednic de închinare și de mulțumire și de laudă. Adăugăm la multele motive pe care le avem să lăudăm pe Domnul și faptul că în familia Cătălinei și a lui Filip Dumnezeu l-a dăruit pe Iosua. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze, să le dea putere, înțelepciune și călăuzire ca să trăiască lângă el și spre slava Domnului. Vom aduce înaintea Domnului în actul binecuvântării pe micuțul Iosua. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați
pe fiii lui Israel, spunându-le: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Iosua. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Iosua. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Iosua. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Doamne Tată, vin înaintea Ta și vreau să-ți mulțumesc în această zi pentru Iosua. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ni l-ai dat, îți mulțumesc pentru că Tu ni l-ai dat sănătos. Îți mulțumesc pentru toată energia lui, te rog, Doamne, să ne ajuți pe noi ca părinți să îl creștem cum trebuie și atunci când va fi mare să te aleagă pe Tine, Doamne, te rog ca să binecuvântezi în continuare familia noastră și îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai purtat de grijă până acum. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru Iosua, Doamne, îți mulțumesc pentru că ne-ai binecuvântat așa de frumos familia anul acesta, Doamne. Mă rog, Doamne, ca în continuare, Doamne, să-i porți Tu de grijă așa cum ai făcut-o și până acum, Doamne. Îți mulțumesc pentru că ai fost și cu mine și cu Filip, Doamne, și ne-ai dat putere să-L creștem până acum. Doamne, te rog să faci acest lucru și în continuare, Doamne. Sunt multe necunoscute, Doamne, dar ne încredințăm în mâna Ta, Doamne, și știm că Tu ne vei purta de grijă, Doamne, și știu că Tu ne vei ajuta, Doamne. Mă rog ca în toate lucrurile să se facă voia Ta, Doamne, și îți mulțumesc pentru că ești un Dumnezeu atât de bun. Amin. Mulțumim, Tată Ceresc, pentru bunătatea Ta, pentru puterea Ta și înțelepciunea Ta, pentru felul în care ne porți de grijă. Mulțumim pentru binecuvântarea dăruită în familia noastră. Mulțumesc pentru Iosua și cer astăzi ca puterea Ta, călăuzirea Ta, ajutorul Tău, purtarea Ta de grijă să fie peste el. Aș vrea, Doamne, să-i dăruiești o creștere sănătoasă, curată, binecuvântată de Tine. Mulțumesc pentru Filip și te rog să-l întărești ca soț și tată. Te rog, Doamne, să-i dai înțelepciune, discernământ, călăuzire. Ajută-l să poată câștiga pâinea pentru familie. Mulțumesc pentru Cătălina și aș vrea să o binecuvintez în calitate de mamă și soție. Să o ajuți, Doamne, ca să înțeleagă bunătatea pe care o ai față de ei. Mulțumesc în mod deosebit pentru micuțul Iosua. Mulțumesc pentru tot ceea ce vei fi pentru el. Mulțumesc pentru viitorul care l-ai rezervat pentru el. Și aș vrea, Doamne, din toată inima să-ți mulțumesc pentru că ești vrednic de cinste și de laudă. Fii onorat în vecii vecilor. Amin. Da, vrei să te ridici? Vrei să te ridici? Hei! Hei! Hai, este? Știi eu azi undeva! Frig cu puț. Nu frig, frig cu puț. În toate cele mai
Vorbeam la binecuvântare că i-am luat la Iosua un din ăla de legănat. Din ăla care se leagănă automat, sau cum se zice? Legănător automat. Legănător automat. Și au zis Roxy și Marius că ei au unul de când era mai mică și că nu-l folosesc și că ne-l pot da ei fără să îl plătim. Și atunci când o să aibă ei alt bebe, noi să-l dăm înapoi și tot așa să îl... Să rămână în familie. Și acum mergem la Vinga după el. Că eu sunt chiar încântată să văd cum... Adică vreau să văd cum stă Iosua în el, dacă e cu minte sau... Așa că mergem la Vinga. Repede, așa, între biserici. Pentru că azi am avut binecuvântarea. Iosua a fost tot cărat dintr-un... De la o persoană la alta, în brațe, în nebrațe. Păi, de pe ăla, de unde vine? Da, târziu. E luată pe gărbrațe. Da, dar ziceam că a fost tare obosit, pentru că nici nu putea să doarmă, că lumea era gălăgie, nu era lume și... De când am ajuns acasă, o mâncat într-una și acum doarme. Deci nu mai doarme, 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 doarme. Recuperează. Da, e bine, că acum e liniștit măcar. E fain. Ne lasă un pic și pe noi să ne relaxăm. Și eu mă uit la vlogurile lui Filip și mai văd câteodată că face greșeli de vorbire. Și multă lume, adică destul de multă lume, ne mai spune treaba asta sau îi mai spune sau mai face mișto de el pe chestia asta. Dar am și să zic că e totuși greu să vorbești, parcă găsești așa greu cuvintele și vă provoc pe voi să încercați să vorbiți în fața unei camere, să vedeți ce greu e să găsești cuvintele, parcă îți vine să te gândești la o grămadă de chestii, nu le poți spune pe toate, ai vrea să-ți alegi cuvintele cele mai bune și nu poți și e chiar greu. Deci eu acum fac exercițiul ăsta și mi se pare foarte greu. După ce o să închid camera, o să mă gândesc, dar de ce n-am zis și treaba aia, sau puteam să zic așa, sau puteam să mă exprim altfel. Deci e greu și când greșește Filip cuvintele sau sau face acordurile greșit, nu pentru că el nu știe că acordul ăla se făcea altfel sau așa, sau că nu știe limba română, e doar pentru că e greu să te exprimi în fața camerei. Da, deci nu mai judecați așa, rapid, una, două. Motivul pentru care astăzi vorbesc și eu în vlogul lui Filip este că mi-arată fața mai bine. Mi-am vopsit sprâncenele, adică nu mi le-am vopsit, mi le-am îngrijit. Că nu, adică sunt vopsite, dar nu sunt foarte vopsite, doar așa puțin că să le dea puțină culoare. Și mi-arată un pic mai bine fața și îmi place și mie de mine. Ideea e că atunci când ești părinte, în special mămică, e mai greu să te îngrijești sau să te ocupi de lucrurile astea, față, sprâncene și altele. Adică mămicile știu și înțeleg. Și restul persoanelor o să înțeleagă sau nu, la momentul potrivit. O declarație. A fost fain azi, mâncare bună. Uitați mult. Nu vii mai tare. Da, am luat copere. Eu, uite-l pe mare, ce caut acolo. Da, el are geacă. Bună, bună. Bună, bună. Domnule, opa. De-aia ziceam bună, bună, acum, deși ne-am mai văzut. Ia telecomanda. Aha, e pe bucăți? Ați crezut că merge la televizor sau ce? Nu, o luat mai să se joace pe ea, să zic cuvintele. Înțeleg că acum trebuie să-i dăm un iPhone în schimb? O, mus iPhone, vreau să fie și iară. Asta e și eu. Oldview sau Lenovo, să nu fie. Ce-i cu asta? Cum vrei să fie? E cola zero. Și ce dacă? Zero zahăr. Să mergi pe unde? Aici. Aici.
cum să nu știm, mă, dar cum să o iei pe acolo? Aici ești la piața aia. Deci Marius, care este din Zărnești, știe Aradul zona asta mai bine decât Filip, care este din Arad. Păi dacă stă aici, umbla ăla ca de-aia l-am pus. Dar nu așa, ca să se ia ăsta? Da, trebuie lipit. Ce că nu așa, trebuie să-ți dea. Serios. Am problema asta, că trebuie să fie toate lucrurile bine aranjate. Uite și în partea de la mea. Aici nu ești la Cubica? Dar trebuie să vii să-ți dau un lipiș, că am un lipiș ce lipește instant, mă. Nu mă dai. Dar nu, are și mami, știi, care mi-a dat ăla de am lipit cizmulițele alea. Ăla e bun. Dați și bine. Marius, la cererea fanilor, măcar un mic salut. Știu că nu, adică ca să te aducem în acest vlog, ne-a costat destul de mult. Și oamenii trebuie să înțeleagă că nu putem să te dăm foarte mult pe cameră, pentru că, cum se numește, taxele sau costul. Sunt plătit la minut. Da. Dar măcar un mic salut. Bucură, te rog frumos, fanii. Salutări la toți fanii lui Păcurar, Filip Păcurar și celor din Anglia în special. De peste ocean, da. De fapt e doar o mare, nu e ocean. E, na. O mare diferență. Deci se pare că m-a făcut un obicei să închei vlogul următoarea zi dimineață. Uitați-vă ce voce am, mă sunt pic răgușit și mă doare gâtul. Este luni dimineața și aici închei vlogul de duminică. Mersi că v-ați uitat, sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, un share și să vă abonați la canalul meu. Și noi ne vedem mâine cu vlogul care începe în un minut. Ciao.